Mașinile electrice au devenit populare în ultimii 15 ani, odată cu inventarea de noi acumulatori mai puternici, dar ele există de aproape 190 de ani, din 1835 mai precis. În tot acest timp au fost numeroase încercări de a face o mașină electrică care să poată înlocui mașina pe combustie internă și dacă niciuna nu a fost prea bună, unele dintre ele au fost chiar groaznice. Dacă nu te-ai întrebat niciodată care sunt cele mai rele mașini electrice din lume, m-am întrebat eu. Și astăzi o să-ți spun ce am descoperit. Haideți să începem din Anglia. G-Wiz este o micromașină electrică fabricată în India începând cu 2001, dar a devenit cunoscută pe piața din Marea Britanie, unde s-a vândut cel mai bine pentru că britanicii au un obicei vechi de pe vremea Uniunii Sovietice să cumpere cele mai ciudate și rele mașini. Ideea din spatele G-Wiz-ului era simplă, o mașină foarte mică pentru oraș sau pentru mers la serviciu prin traficul aglomerat, dar a rămas cunoscută pentru cât de urâtă și nesigură era. Construcția ei este de-a dreptul periculoasă și se sfărâmă ca o cutie de chibrituri în caz de coliziune. Două locuri mici în spate erau proiectate pentru copii, dar dacă îi pui acolo, cred că o să te caute de la protecția copilului. Înainte să râzi de Sebring Vanguard City Car, sau City Car, ar trebui să știi că această mașină este din 1974 și a fost produsă 3 ani până în 77. Nu știu dacă a avut pretenția să fie considerată o mașină în toată regula, dar a fost fabricată din cauza crizei petrolului din anii 70, când se căutau forme alternative de transport personal. Cumva, cei de la Sebring au reușit să vândă aproximativ 4400 de exemplare. Și dacă ești curios despre performanțe, putea avea între 2,5 și 6 cai putere în funcție de motorul pentru care optai. Variantele cu baterie mai mare aveau o autonomie de 64 de km și o viteză maximă de 61 de km la oră. Dacă City Car ți s-a părut o mașină amuzantă, cineva s-a gândit să o copie. Și asta este ce le-a ieșit. Gurgel Itaipu E150. Are acest nume ciudat pentru că minunăția este creația unei companii din Brazilia și nu a intrat în producție de serie, pentru că în cazul ei, logica și simțul rațiunii au intrat în acțiune. Dar nu pot spune același lucru și despre mașinile care urmează. Când vine vorba despre mașinile produse de smart, am mereu sentimente mixte și prima versiune de smart electric nu mă duce la gânduri mai bune. Cu autonomie de 110 km per încărcare, nu este chiar o mașină pe care aș lua-o în considerare. Nu foarte performantă, dar puțin înaintea vremurilor și nu pot să o desconsider pentru că a fost produsă în 2007, cu mult înainte ca Tesla să aducă mașinile electrice în atenția lumii. Nu am înțeles niciodată dorința unor constructori de a realiza o mașină cu trei roți și au fost multe încercări de-a lungul timpului. Una dintre ele s-a numit Corbin Sparrow, avea un singur loc și era electrică. Această frumusețe rară s-a produs începând cu anul 1999, era mai puțin practică decât o motocicletă care poate transporta doi pasageri, nu era utilă pentru că nu avea autonomie și nu e absolut nicio mirare că nimeni nu a auzit despre ea. Desigur, ne amintim cu toții de Pil P50, cea mai mică mașină din lume fabricată vreodată. Nu o pot privi ca pe o mașină, dar poate fi o jucărie nostimă. În 2011, cineva s-a gândit să fabrice un Pil P50 electric și a prezentat ideea în emisiunea britanică Dragon's Den, emisiunea asemănătoare cu Arena Leilor la noi. Surprinzător, a primit finanțare și de atunci fabrică aproximativ 15 exemplare pe an. Poate un copil s-ar plimba bucuros cu ea printr-un parc, dar nu cred că ai fi în siguranță să mergi cu ea la serviciu prin trafic. Deci amuzantă, dar complet inutilă. Nu știu cum se pronunță numele acestei companii, așa că o să-i spun cum se citește. Chang Li, un producător de mașini electrice din China și a fost printre primii care au reușit să pătrundă pe piețe externe, în special în Statele Unite ale Americii.
Mașinile pe care le produce nu sunt prea grozave, ca să nu spun altfel. Dar mai grav decât atât, compania a fost des acuzată că lucrează cu furnizori de componente care nu respectă drepturile omului în fabrici și nu respectă legislația mediului în procesul de extracție a resurselor. Nu știu dacă este adevărat, sunt informații pe care le-am găsit online, dar un mare nu mulțumesc din partea mea oricum. Sinclair C5 nu este o mașină, dar în 1985, când a fost disponibil la vânzare, a fost prezentat ca un vehicul cu trei roți și propulsie electrică. Acest produs apare des în topurile cu cele mai mari eșecuri comerciale și asta în mare parte pentru că a încercat să se adreseze către două piețe foarte diferite. Se dorea o alternativă pentru biciclete, dar și pentru mașini. Dar clienții vizați au gândit diferit. Nu era utilă ca o bicicletă și nu era practică precum o mașină. Dacă mai adaugi că era nesigură în trafic, viteza maximă era cât a unei trotinete electrice din zilele noastre și autonomia era extrem de mică, tocmai ai scris rețeta unui potențial eșec imens. Dar cumva producătorul nu a văzut asta și a fabricat 14.000 de unități până a oprit producția, unități din care a reușit să vândă doar 5.000. Pentru mine a fost foarte interesant să lucrez la acest episod, sper că și pentru tine a fost interesant să-l vezi și te-ai amuzat puțin. Dacă da, te rog să-i dai un mare like și spune-mi în comentarii dacă îți place acest gen de conținut sau ce alte subiecte ai dori să mai dezbatem pe acest canal în episoadele viitoare. Desigur, dacă te abonezi la canalul meu ajută foarte mult, dacă nu cer prea mult, și acestea fiind spuse, ne vedem în scurt timp. Cu bine!